Hello, dragii mei, ce faceți? Astăzi fac o colaborare cu un viitor vlogger, influencer, ce vreți voi, de mare succes. Este viitorul internetului. Voi veți vedea aici împreună cu noi. Bun, care mă, aici te uiți. Vezi, n-ai cum să fii vlogger. Nici nu păi știu gata, unde acum știu. Voi veți vedea tot parcursul nostru, cum am creat noi conținutul și la final vă vom arăta cum au mers toate lucrurile. Vreți să vă mint? Noi deja am filmat, acum filmez treaba asta la final. Eu m-am amuzat foarte, foarte tare. Sperăm să vă placă și vouă și să o ducem pe mami pe culmile celebrității. Îmi tatuez, cum am spus, butonul. Nu. A, dacă tu faci o da. Prima platformă unde sperăm să găsim celebritatea este Instagramul. Acesta este Instagramul mamei mele. Ea deja are un număr destul de mare de urmăritori. Dar dacă poza pe care urmează să o facem ajunge și la mai multă lume, înseamnă că suntem cu un pas mai aproape spre a transforma-o pe maică mea într-un influencer de succes. Ceea ce ar face prima dată un adevărat influencer, își face o ținută bombă și face o poză mișto pentru Instagram, care trebuie să strângă foarte multe like-uri. Și pentru ținuta de astăzi am ales această bluză Gucci, care nu e a noastră, e a lui Cristi, dar mă rog, trebuie să flexăm ceva. O pereche de ochelari Dior, o pereche de pantaloni din imitație de piele și sneaker și mei, pentru că toată lumea m-a întrebat de ei și atunci cu siguranță lumea o să fie interesată. Va trebui să te îmbraci. Oh my god! Oh my god! Cât flex, băi! Hai, ești pregătită de shooting? Da. Eu zic să prindem și părul cumva, să fie așa mai baby, mai, așa? Să fie mai răuță. Da, așa? Da, da. Trebuie să lași un ciuf din ăsta așa în față, bam! Uite, așa, așa? Bam, bam! Bravo, baby, bravo! Vreau mai multă atitudine și stil. Vreau... Nu, ce faci, mami? Nu, nu așa. Flexare. Ia, pune-te, pune-te și aici. Bam. Bam, bam. Nu așa, măi. Așa, nu te uita la mine, uite în zare. În zare. Ai atitudine, gen. Da. Vreau atitudine. Vreau atitudine. Hai. Yeah, yeah, yeah. Ce vreți, mă? Ce știi? Vreți, mă? Bam, bam, bam. Stai, stai pe loc. Mișcă, nu te mai mișcat, că-mi poți să spui. Bombă! Acum urmează să vedeți cum am creat TikTok-ul, care sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni și sperăm totuși să nu ne luăm atât de mult hate. TikTok-ul ăsta trebuie să ajungă viral. Ei bine, trebuie să comenteze foarte multă lume, să-l vadă lumea. Dacă flexezi diferite lucruri pe TikTok, lumea nu o să fie neapărat de acord sau o să le placă. Okay. Vrei să te dai mare. Nu contează. Așa, am pregătit arsenalul. Trebuie să o ducem spre parodie. Așa. Ca și cum tu ai fi pițipoancă. O pițipoancă, da. Milioanele alea de euro la final. Da. Hai, dar de ce să oprești? Păi că-i doar Gucci! Aaaa. Hai, 1, 2, 3... Aoleșine! Ai și bestial! Avem și TikTok-ul. Următorul și ultimul lucru spre faima pe care ne-o dorim extraordinar de tare, da, este să devenim, adică tu, să devii celebră și pe YouTube. Da. Și m-am gândit să faci un vlog. Uite ce urmă. M-am gândit că ar fi destul de boring să faci un clip de așa, introducere, să povestești despre tine. Uh-huh. Și m-am gândit să faci colecția ta de cănuțe. Strasbourg. Strasbourg! Trebuie să te apropii tare de cameră, da, pentru thumbnail. Da. Apropie-te și acum pune-le pe așa, pe lângă față, le-ți pe toate. Prieteni, am o veste bună. I-am postat primul vlog de pe canalul ei de YouTube. Urmează acum să postez pe TikTok și pe Instagram. Așteptăm reacția oamenilor să vedem ce părere au. Cred că ea pleacă cu un start deja, pentru că o să-i fac free promo, mami. Să știi că nu mulți beneficiază de free promo. Da? Ce da.
Adică te promovez în mod gratuit, ia să mă plătești. Vlogul e deja sus și deja sunt comentarii, sunt oamenii, sunt flash că de fericit că te-ai apucat de YouTube. Da, și acum de mult, postăm pe Instagram, am scris bad and bougie. Ce înseamnă? O să lăsăm toate lucrurile până mâine și mâine vom decide dacă este mami pe culmile succesului sau nu. Gata, este momentul deznodământului. Așa. E și Maria la noi, astăzi e ziua mea! Mulți ani! Și astăzi o să aflăm dacă am reușit. Ador conciul ăla de mătușă. Păi așa e, mă, un influencer, e autentic. Ești autentic, ăsta e lucru pe care îl căutăm noi. Haideți să vedem cum a decurs procesul nostru de transformare. Auzi? Influencere, nu pui și tu camera asta mai. Bravo. Mă faci și pe mine mai slabă. Pe Instagram a fost poza asta. Zi repede. Avem 11.000 de like-uri. Canelia. Top, reacție bună. Mami, pe TikTok ai 56.000 de views. Și 2.590. Și 10.000 de like-uri. Ai devenit virală. Pe YouTube ai aproape 10.000 de views, mami. Ai 10.000 de views. O declarație. Arăm pe mami, noul influencer de top, new entry 2020. Vă mulțumim că v-ați uitat la acest clip. Dacă v-a plăcut ideea noastră, lăsați și voi un like, scrieți în comentarii dacă vreți să vedeți un clip în care să apară și Maria, acum că eu e la noi. Eu cu ochii cu machiat și unul de machiat. Vă pupăm! Pa!